Capitolul 30 Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe sorusa și a zis lui Iacov, Dă-mi copii, ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a zis, Iată roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am și eu copii prin ea. Și a dat de nevastă pe roaba ei Bilha și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. Rahela a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. De aceea i-a pus numele Dan, a judecat. Bilha, roaba Rahelii, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. De aceea i-a pus numele Neftalii, Luptele lui Dumnezeu. Când a văzut Leia că nu mai naște, a luat pe roaba sa zilpa și a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu. Cu noroc, a zis Leia, de aceea i-a pus numele Gad, noroc. Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericită sunt, a zis Leia, căci femeile mă vor numi fericită. De aceea i-a pus numele Asher, fericit. Ruben a ieșit odată afară pe vremea seceratului greului și a găsit mandragore pe câmp. Le-a dus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Lei, dăm te rog din mandragorele fiului tău. Ea i-a răspuns, nu ți ajunge că mi-ai luat bărbatul de vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela a zis, ei bine, poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău. Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Leia i-a ieșit înainte și i a zis, La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu. Și în noaptea aceea s-a culcat cu ea. Dumnezeu a ascultat pe Leia, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov al cincelea fiu. Leia a zis, M-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. De aceea i-a pus numele Isahar, răsplătire. Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiul lui Iacov. Lea a zis, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci am născut șase fii. De aceea i-a pus numele Zabulon, locuință. În urmă a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina, judecată. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, mi-a luat Dumnezeu o cara. Și a pus numele Iosif, Adaos, zicând, Domnul să-mi mai adauge un fiu. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban, lasă-mă să plec ca să mă duc acasă, în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. Laban i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește. Văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta. hotărăște simbria ta și ți-o voi da. Iacov i-a răspuns, Știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine? Căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat, ori încotro am mers eu. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea? Laban a zis, Ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta. Am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriț și orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea. De acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria tot ce nu va fi săin și pestriți între capre și negru între miei și se va găsi la mine, să fie socotit ca furat. Laban a zis, bine, fie așa cum ai zis. În aceeași zi a pus deoparte țapii bălțați și pestriți, toate caprele seine și pestrițe, toate cele ce aveau alb pe ele și toți miei care erau negri. Le-a dat în mâinile fiilor săi. Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el și Iacov și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan. A despoiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albiața care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele, pe care le despoiase de coajă, în șgheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca atunci când vor veni să bea, să zămislească. Oile zămisleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălțați, săini și pestriți. Iacov despărțea miei aceștia și abătea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate. Și-a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în șgheaburi sub ochii oilor ca ele să zămislească uitându-se la nuiele. Când oile erau slabe, nu punea nuielele, așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov. Omul acesta s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult. A avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari.